Bună, numele meu e Ana Maria, aceasta este seria denumită Sex Talk pe canalul meu de YouTube, Vlogul de Marți, unde încerc să suplinesc ceea ce lipsește cu desăvârșire în programa de învățământ și nu doar că lipsește ora de educație sexuală, ci astăzi, 13 februarie, când filmez acest clip, Camera Deputaților dezbate proiectul de lege care interzice cursurile de educație sexuală în învățământul preșcolar, primar și gimnazial. Stați să vă zic pretextul. Pretextul este inocența copilăriei. Să le păstrăm copilor inocența. Să le păstrăm copilor inocența pentru că ni dorim dezinformați sau neinformați ca să putem să-i conducem mai ușor. Dar pentru asta sunt eu aici cu seria de Sex Talk și mai e și Adriana de la Sexul și Barza și mai sunt niște tipe care fac content în engleză, așa că ați avea de unde să luați câteva informații și să vă răspundeți la întrebări. Dacă nu știți că eu fac asta, adresa mea de mail vă stă la dispoziție. Vârsta legală de la care poți începi să faci sex în România este de 15 ani, dar domnul care a propus acest proiect de lege, domnul deputat Ninel Pei, a plătit din banii contribuabililor, dar detalii, spune că educația sexuală încurajează pornografia și prozelitismul pentru homosexualitate și că elevii ajung la psiholog traumatizați de informațiile despre sexualitate primite la școală. Nu știu dacă domnul Ninel a făcut un sondaj ăsta de vorbă cu câțiva reprezentanți ai consiliilor județene de tineri. Nu-i ca și cum n-o să facem sex dacă se dă legea asta și o să fie și mai mult haos în emoțiile, hormonii și capetele noastre. Și pentru că știu că internetul este liber, dar din fericire canalul ăsta de YouTube este al meu, eu investesc în el, eu muncesc pentru el, așa că eu decid cine e bătut în cap și cine nu. De exemplu, domnul de aici, dacă nu e copil și copil merg până în 13 ani, nu-i nici asta o scuză pentru că aceste clipuri sunt marcate din titlu cu 15+, sau 16+, dar dacă nu ești copil și să zicem că ai circumstanțe atenuante pentru că ai o minte de copil, înseamnă că ești pur și simplu idiot. Dacă nu ești în stare să porți un dialog civilizat, nu-i nicio problemă, cu siguranță există un grup de Facebook și pentru tine. Întotdeauna să faci pipi după un contact sexual pentru că organismul tău a fost expus unui set nou de bacterii, că a intrat în contact cu o persoană necunoscută organismului tău și urina funcționează ca dezinfectant. Pipi după sex ca să nu facem infecții urinare. Încă ceva, YouTube a decis să nu monetizeze seria Sex Talk, așa că dacă totuși îți place munca pe care o depun în documentarea și prezentarea acestor informații, poți să-mi cumperi o cafea în contul meu de Patreon. În timpul ce a trecut de la cel mai recent Sex Talk, am primit întrebări pe mail. Multe dintre aceste întrebări se refereau la sexul în timpul menstruației, dacă e ok să faci sex pe ciclu, dacă riști să rămâi însărcinat, așa că în episodul de astăzi o să vorbesc mai mult despre sex în timpul menstruației. Informațiile astea cred că sunt utile și pentru băieți, chiar dacă nu vă vine ciclu. Și dacă tot suntem la capitolul menstruație, uite o chestie tare, Pornhub dă abonamente premium femeilor în perioada de ciclu pentru 3 zile. Poți folosi premiumul de 3 ore, adică 3 luni consecutive, pentru că sexul în timpul menstruației are o grămadă de beneficii despre care o să vorbesc în minutele următoare. Majoritatea întrebărilor legate de sexul la ciclu pe care le-am primit se învârteau în jurul ideii de contracepție. Nu scapi de riscul de rămâne însărcinată dacă faci sex în timpul menstruației. Șansele sunt diminuate considerabil, dar e un mit că ești safe, ești complet safe. Nu uita că dacă nu te interesează subiectul, poți să apeși pe X și să-ți vezi de browsing, pentru că încerc să mă feresc și să-mi feresc comunitatea de idioți. Atunci când ești la menstruație și faci sex, durerile din timpul menstruației sunt diminuate pentru că în timpul orgasmului eliberăm oxitocină și dopamină și alte endorfine care ajută la eliberarea de spasmele și contracturile și au băgamiaș! Așa că data viitoare când mai suferi de crampe, poți să te gândești, iau un ketonal sau... Eu aș păstra ketonalul pentru când e bărbatul plecat în delegație.
Eu, dar e sânge. Bă, nu e așa de mult sânge. Mai mult mucoasă uterină care se desprinde și o elimin cumva. Sex în timpul menstruației te scapă mai repede de menstruație și anume, din nou, în timpul sexului, în timpul orgasmului, uterul se contractă, astfel că mucoasa aia uterină care trebuie să desprindă lunar și să fie eliminată, se desprinde mai repede. Și ți-i cumva ca la strănut când ai un orgasm și ești... Rezidurile se elimină mai repede, tu ai mai puține dureri, oxitocină, dopamină, uhuhu! Suntem excitate. Suntem mai excitate în perioada menstruației. Bine, și înainte. Înainte și în timpul ciclului suntem mai excitate, avem un libido mai... Nu e general valabil pentru toate femeile, nu toate femeile sunt înnebunite după sex în timp ce sunt la menstruație, dar hormonii și faptul că se umflă toate chestiile declanșează niște... Curtezi durata ciclului, ai mai puține durere, îți reglezi hormonii, orgasmele sunt mai mișto, atunci care ar fi dezavantajele sexului în timpul menstruației? Infecțiile reprezintă un dezavantaj pentru că pH-ul din vagin, care e de obicei între 3,8 și 4,5, crește în perioada asta și mediul ăla călduț este numai bun ca un cuptioraș în care să coci niște bacterii. Pentru că la începutul clipului am zis despre Pornhub și despre abonamentul pe care fetele și-l pot face atunci când sunt la menstruație pe Pornhub ca să fie bine, ca să fie tot bine. Vreau să vă atrag atenția la datele pe care le oferiți atunci când accesați site-uri porno. Știu că majoritatea dintre voi intrați incognito atunci când vă uitați la porn, dar nici asta nu vă salvează. Adică nu e ca și cum poți să-ți pui o mantie și devii invizibil. Nu mă vede nimeni că îmi place sexul. Așadar, la prima mână, pun intended, datele pe care le oferi atunci când accesezi un site porno sunt... Ce poți face să eviți colectarea asta de date? Păi, ori folosești un VPN, adică o rețea privată, ori folosești Adblock, ori te apuci și îți plătești serviciile de porn. Pentru că în momentul în care plătești pentru un serviciu, site-ul respectiv e mai puțin predispus să-ți folosească datele ca să facă bani. Pentru că are deja un cash flow de la oamenii plătitori de abonamente. Site-urile pe care tu le consideri gratuite nu sunt chiar atât de gratuite dacă stăm să ne gândim că cineva se joacă cu identitatea ta ca să facă bani. Pe lângă întrebările pe care le-am primit legate de sex în timpul menstruației, am primit câteva și în legătură cu orgasmul, și anume, sunt femei sau adolescente care nu reușesc să ajungă la orgasm, se întreabă dacă e natural, dacă e normal. Da, e natural, stați liniștite, cam 75% dintre femei nu reușesc să ajungă la orgasm doar prin penetrare. Sper că v-am răspuns la întrebări, o să las câteva informații suplimentare și în cutiuța de descriere. Până la sextocul următor poți să-mi trimiți întrebări pe adresa de mail, răspund la ceea ce cunosc deja, ce mă depășește, trimit către specialistul cu care lucrez. Cred că e util să discutăm în continuare și în caz de trece legea asta nenorocită, o să ne vedem mai des. Protejează-te, safe sex, enjoy, bye!